În cadrul acestei ședințe s-a discutat și despre contractul de finanțare privind canalizarea apelor menajere în localitățile Berbeș și Ferești, un proiect obținut prin PNDL 2 de către Primăria Giulești și semnat anul acesta. Valoarea investiției este de peste 17 milioane de lei. Primăria a demarat procedurile pentru întocmirea proiectului tehnic și scoaterea la licitație în vederea executării lucrărilor. Este al doilea mare proiect obținut anul acesta în Comuna Giulești, după cel finanțat prin fonduri europene privind aducțiunea cu apă și canalizarea în localitate în valoare de 3,1 milioane de euro.